În cursul lunii viitoare, primăria care va începe să se mute în noul sediu de lângă judecătorie. Este vorba despre imobilul care a dăpostit fostul Han Cerbul de Aur, a cărui reabilitare a fost începută în mai 2010. Valoarea totală a lucrărilor de reabilitare și modernizare a noului sediu a fost de circa 6 milioane de lei. Lucrările sunt finalizate în prezent fiind introdus sistemul de transmisie de date și sistemul de siguranță. Clădirea a fost sediu de primărie între anii 1890-1968, iar după 1990 cazarmă. Imobilul a fost preluat de administrația locală care i-a redat destinația de sediu al primăriei carei, sediul în care funcționează în prezent primăria care a fost retrocedat la începutul anilor 2000 urmașilor fostului proprietar. Admi administrația locală a intenționat să cumpere imobilul, însă negocierile cu urmașii fostului proprietar au eșuat. În prezent, primăria Carei plătește pentru sediu o chirie lunară de 14.000 de lei.